Bună ziua, dragi telespectatori! Astăzi discutăm despre învățăturile lui Evald Frank. Am primit o întrebare de la un telespectator și o, vă da, o voi da citire chiar acum. Ascult predicile lui Evald Frank. El a mers uh, cu predicare în peste 140 de țări, zice el. El nu promovează vreo denominațiune, deoarece susține că toate sunt false. Acestui om sau el susține că i-a arătat Dumnezeu că botezul se face în numele lui Isus, nu a Sfintei Treim și că Isus este însuși Dumnezeu Tatăl, nu a doua persoană a Dumnezeirii. El mai spune că Dumnezeu este o singură persoană, nu trei în unul. Invitatul nostru special, uh, sora Nastica Filat, bine ați venit la misiunea de Divărul despre Divăr. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Da, cu multă bucurie. Uh, am fost și eu un pic uh, confuz pentru că nu știam uh, mult despre el, Frank. Uh, Cred că și unii telespectatori tot nu cunosc prea multe despre el. Dar cine este Evald Frank, dacă puteți să ne spuneți așa pe da. scurt? Deci m-am informat și eu în special m-am informat ascultând credicile lui ca să nu fie din auzite, ce spun alții despre el. Deci mulți îl cred ca fiind pentecostal. Totuși personal zice că el a ieșit de la luterani, de la Baptiști și de la Pentecostal, ceea ce înseamnă că a ieșit și de la Pentecostal, de da. Deci zice că din familia lui, în mai multe generații, au fost luterani și personal zice că îl recunoaște pe Luther ca un om mare, unul din cei mai mari oameni ai Germaniei, el fiind din Germania, și zice că prin Luther, Dumnezeu și-a început lucrarea de a întoarce pe copiii săi la învățătura inițială a bisericii primare. Deci care, după cum ascultătorul a spus, este că Dumnezeu este o singură persoană în trei manifestări. Deci noi, majoritatea denominațiilor, îl recunosc, recunosc Sfânta Treime. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, trei persoane diferite care sunt una. Deci el în predicile lui deci are o serie de predici în jur de 90 și ceva deci cu denumirea sau tema misiunea biblică, apostolică și profetică și foarte treptat duce la aceea că el are o chemare deosebită și dovedește că în Vechiul Testament prorocii l-au cunoscut personal pe Dumnezeu și Dumnezeu le-a vorbit personal. Mare accent pune pe chemarea lui Moise și apoi zice că el personal, ca și Moise, la, în dimineața zilei de 2 aprilie 1962, a avut o chemare specială divină. Evald Frank. Frank. da. El zice că Dumnezeu i-a vorbit personal și l-a trimis să meargă din oraș în oraș, din țară în țară, din, de pe continent pe continent și să vestească cuvântul lui. Deci, de fapt, pe ce își bazează el chemarea este Matei capitolul 17 și chiar aș vrea să citesc la ca să înțelegem mai bine de unde pornește el și cine se prezintă el la fi. Deci la Matei 17, 10 la 13 scrie așa. Ucenicii i-au pus întrebarea următoare, Domnului Iisus. Oare de ce zic cărturarei că întâi trebuie să vie Ilie? Drept răspuns Iisus le-a zis. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Uh, dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut Ce au făcut cu el Ce a vrut Tot așa are să fie A să sufere și fiul omului Din partea lor De fapt Edward, uh, Evald Frank Pretinde a fi acel care va așeza Din nou toate lucrurile Și aici încă un moment important El este un urmaș al lui Braham Deci lui este Abraham. o, o da. învățătura lui Nu este ceva nou Nu e ceva nou nu e ceva nou, e ceva care a mai fost, dar ce e important că e, cuvintele Domnului Iisus deci și ucenicii fac referință la textul de la Maleai, capitolul 4 unde se spune că înainte de venirea zilei Domnului e, va veni Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și a copiilor la părinți ca atunci când va veni Domnul să nu-i lovească, să nu-i blasteme. În... Deci, Branham pretindea că el este prorocul Ilie care a venit înainte de Hristos ca să întoarcă inimile copiilor la părinți. Deci, el zice că Ioan a întors inimile părinților la copii și acum co... Branham a venit ca să întoarcă inimile copiilor la, la părinți și nu la părinții fizici ci la părinții bisericești, nu cei din anii 50 după Hristos, 100 după Hristos, ci apostolii din biserica primară. Și învățătura lor ar fi că nu sunt, nu este Dumnezeu în trei persoane, ci cum repetă de multe ori însă și Evald Frank, deci Dumnezeu este unul și El este Dumnezeu în cer sus Tatăl, Dumnezeu jos pe pământ cu noi fiul și Dumnezeu în noi, Duhul, Duhul Sfânt. Sfânt. Deci altfel spus, deci în felul ăsta se întoarcă inimile copiilor la părinții spirituali. Și încă un moment important, deci s-ar părea că dacă Branham a fost prorocul Ilie care vine înainte de venirea Domnului Isus, deci înainte de moartea lui ar fi trebuit să vină și Domnul Isus. Deci însă și Abraham prezicea că în 1977 va fi stabilit mileniul. Și lucrul ăsta este scris în cartea șapte epoce a bisericii, scris de Abraham. Ceea ce nu s-a întâmplat. Interesant că însă și Evald Frank are explicația lui la acest, dar e un alt subiect. Dar cine atunci rămân, Cine este Ewald Frank? Deci el zice că este acel care vestește Evanghelia veșnică, trimis să vestească Evanghelia veșnică pe tot pământul, așa cum scrie la Matei 24, 14 și la Apocalipsa 14, 6. Și deci asta și este în linii generale. Da. Deci, din cât înțeleg, Ewald Frank este un ucenic al lui Braham, da, un urmaș nu se numește, lui, dar el zice un urmaș. Un urmaș urmează urmaș. sau continuă lucrarea lui Şi Da. Și învățătura nu este una nouă. Deloc. Deși el se, se socoate că este în afara oricărei denominațiuni, se pare da. că el vrea să creeze el, o altă denominațiune. De fapt, prin asta au creat o nouă denominațiune. Și se vede că până la urmă anumite lucruri care le-a prezis Braham nici nu s-au împlinit, împlinit până în da. ziua de azi și aceasta trebuie să ne pună pe gânduri ce fel de învățătură a transmis Braham și da, dacă deci merită să o și ascultăm viața și lui are multe tete negri, să spunem așa Da vreau să înțelegem un pic cu ideea învățăturii lui Evald Frank care este învățătorul lui Braham până la urmă de ce zice el că Dumnezeu este uh, unul? Și noi zicem că Dumnezeu este unul. Dar care este diferența între ceea ce zic uh, credincioșii, uh, evanghelici și nu numai evanghelici, toate denominațiunile creștine? Uh, până la urmă. Uh, în afară de unitarieni, da, și mm -hmm. martorul lui Jehova, uh, susțin că Dumnezeu, deci toți creștinii susțin că Dumnezeu este unul, dar în trei persoane. În trei persoane. Și el, în ce sens el spune că Dumnezeu este o singură persoană, unul? Cum? Deci Care uh, sunt mai multe argumente. De exemplu, un argument face referință la geneza capitolul 1, unde spune că Dumnezeu a zis să facem om, după chip și asemănarea noastră la plural și apoi la Isaia 6 scop, unde spune cine va merge pentru noi. Deci iarăși la plural. Deci explicația care o de Evald Frank este că Dumnezeu se referă la sine și la cei care sunt în cer. Îngeri Fără și da, explicați cine, acolo, cine da? sunt. Deci el vrea să spună că Dumnezeu Tatăl, aceeași persoană, el s-a întrupat în Domnul Iisus Hristos da. și apoi acum este prezent în noi ca și Duhul Sfânt. Așa, așa, da. Și atunci el, de exemplu, un argument este că nicăieri în Vechiul Testament nu scrie, nu se face referință la Dumnezeu ca Tatăl. Și așa este? Dar totuși nu e așa. De exemplu, la Ezechiel avem, la Maleah 1 cu 6 spune, dacă sunt tată. Unde este cinstea care mi se cuvine? Mm -hmm. Și apoi, la Maleahie 2 cu 10, spune că nu ne-a creat pe noi un singur Tată. mi-am și Prorocul bine. numește Tată pe Dumnezeu? Da, da, deci chiar aș vrea să citesc ca să nu. Deci, 2 cu 10. N-avem toți un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Deci în vertii testament Tată, este numit Dumnezeu. Sunt mai tatăl. multe texte care da. vorbesc despre acest lucru. Și un alt argument este că nu găsim nicăieri în Biblie ca fiul să comunice cu Tatăl. Mir, zice el. Așa zice uh, Eva Evald. Frank. Totuși în Biblie găsim când fiul se roagă tatălui. Apoi. Uh, Chiar înainte de răstignire, rugăciunea Domnului Iisus grădina Înghețimani, în la Matei 26 și la alte texte paralele Domnul se roagă, de trei ori zice că se roagă Tată, depărtează de bine paharul acesta Dar nu voia mea, ci Ce voia, voia ta, ta Arătând că sunt Dumnezeu. persoane diferite Și apoi de multe ori el repete N-am venit să fac voia mea, ci voia tatălui care m-a trimis și de multe ori spune, învățătura mea nu este a mea, ci a tatălui care m-a trimis. Și sunt foarte multe texte care ne arată că fiul comunică cu tatăl. Uh, un alt lucru, cred că, care uh, dovedește că tatăl și fiul sunt persoane diferite, este confuzia care au unii când citesc Biblia și pun întrebarea, deci mie personal mai mult mi-au pus întrebarea dacă Domnul Isus este Dumnezeu de ce la Matei 24 spune că despre ziua venirii lui nu știe, nu știe nimeni nici îngerii în cer nici fiul, ci numai tatăl uh -huh. deci din de nou vedem de ce, pentru că fiul este o altă persoană a Dumnezeirii Apoi, foarte des în epistole, Apostol Pavel scrie despre Hristos care stă acum în cer, la dreapta Tatălui. Deci, acum, după moartea, învierea și înălțarea Domnului Isus la cer, Domnul Isus este la dreapta Tatălui, este Tatăl, și este, este fiul. fiul. Și apoi la Apocalipsa, 22, ultimul capitol. În Noul Ierusalim îl vedem și Tatăl, și Fiul. Deci sunt persoane uh, diferite. Mai mult, uh, dacă ne uităm la Ioan, capitolul 1, versetul 1. Deci vorbește despre Domnul. Evanghelia pe Ioan. Da. Uh -huh. Evanghelia după Ioan. Zice, la început a fost Cuvântul, care la versetul 14 îmi spune este s-a făcut trup acest cuvânt și apoi din versetul 17 înțelegem că merge vorba despre Domnul Isus. Spune că la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și deci, cuvântul era Dumnezeu. Deci cuvântul, adică Isus Hristos era, da, Dumnezeu, era Dumnezeu și era cu Dumnezeu. Și era cu Dumnezeu, ceea ce de la început erau de altfel prima primul nume menționat în Biblia lui Dumnezeu este Elohim care arată Dumnezeu la plural. Deci noi am spune așa Dumnezei deci în ebraică este singular dual și plural Him arată la plural și de aceea avem să facem om după chipul și asemănarea noastră în Geneza da, în Geneza da. Și e un lucru foarte important că ceea ce și Evald Frank menționează la Deuteronom, capitolul 6, unde avem șema, ascultă Israel, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu. Deci cuvintele folosite pentru Domnul Dumnezeu, prima este, deci dacă am folosi cuvintele din ebraică, ar fi, ascultă Israel. Elohim, adică, Iehova, este singurul Iehova. Deci, Elohim sau Dumnezei este singurul Iehova. Deci, și dacă ne întoarcem la Evanghelie pe Ion Capitolul 1, unde am menționat deja că la început era cu Dumnezeu. Atunci la Filipeni deja ne se spune la Filipeni capitolul 2 spune că domnul Isus n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Deci la început nu doar avea natura lui Dumnezeu, dar ca și poziție era deopotrivă, era deopotrivă cu Dumnezeu. De aceea spune că la început era Dumnezeu și era cu Dumnezeu. Deci la o aceeași poziție Spune că s-a dezbrăcat de sine însuși, din poziția care, care avea, fiindcă natura a păstrat-o, Dumnezeirea a, -a păstrat-o, s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob. Rob e poziție, nu exterior. Și apoi explică cum a luat poziția asta de rob. Prin întrupare. La înfățișare a fost găsit ca un om. Mai mult la 1 Corinteni, și chiar aș vrea să citesc 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul... 24. Deci vorbește despre înviere și apoi spune așa, Apostol Pavel, în urmă va veni sfârșitul când el, Domnul Iisus, va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu, Tatăl. Deci fiul, o persoană, dă împărăția Tatălui. Dar mai departe, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Deci merge vorba despre împărăția de 1000 de ani că își trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimic, ce va fi moartea. Dumnezeu într-adevăr a pus totul sub picioarele lui. Deci tatăl a pus totul sub picioarele Domnului, Domnului, Domnului Sus, altă persoană. Dar când zice că totul i-a fost supus Domnului Sus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Deci, vedem două persoane diferite. Defect, mai mult, versetul 28. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile. Pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Deci, Domnul Isus, care la început, fiind și de o natură și de o potrivă cu Dumnezeu, a părăsit cerul, s-a întrupat, fiind 100% om, 100%. Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel la Romani, capitolul 1, în ce privește trupul, este din sămânța lui David, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Deci și el la Evrei, capitolul 2, spune că prin întrupare s-a făcut pentru puțin vremi mai prejos de îngerii, apoi după moartea și învierea lui s-a înălțat mai presus de îngeri. Dar vedem că el nu se reîntoarce la poziția care a avut-o la început pentru a ne răscumpăra pe noi. Dar ce important, vedem că merge vorba despre două persoane distincte, tatăl și fiul, care comunică între ei, care lucrează împreună și care, cum am spus deja la Apocalipsa, capitolul 22, vedem împreună și tatăl și fiul. Și mai mult ca atât, că vedem și dumnezeirea Duhului Sfânt în, pe paginile Sfintilor Scripturi. A, așa, da. Și de Am vorbit și... mai mult, <laughs> fiindcă ceea ce menționează el de obicei în predice este faptul că nu comunic tatăl cu fiul. Cu tatăl cu fiul da, exact. Și asta ar dovedi că nu sunt două persoane Indiferite. diferite. Uh, uh, în întrebarea care am primit-o, persoana întreabă și despre faptul că el susține botezul doar în numele Domnului Isus Hristos și nu botezul în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Doar câteva cuvinte. Noi parem să avem o emisiune întreagă cu privire la botezul în numele Domnului Isus sau în numele Sfintei Treime. Da. Care e problema cu botezul și cum se face corect botezul în numele Lui Isus sau în numele Tatălui deci, Fiul și deci, Sfântului El, el într-adevăr, pentru că nu recunoaște Sfânta Trinitatea, a Trăimii. a atunci zici că nu face sens să botez în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh dacă e o persoană doar. Uhum. Și atunci, deci, explicația care o are este că în Biblie este menționat o singură dată, de altfel sunt cuvintele Domnului Iisus, Marea Trimitere, de la Matei 28 cu 19, unde spune că faceți ucenici și botezația în numele Tatălui, a Fiului, Fiului și a Sfântului, Sfântului Duh. Duh. Până la urmă se vede că da. este, pentru că nu crede în Sfânta Trăimii, deci e și caută să... Da, deci să... are și aici o explicație. Deci uh -huh. explicația este că Vechiul, Noul Testament a fost scris în aramaică și ebraic. Așa zice e? el, da. uh -huh. Așa zice el. Și când a fost mai târziu tradus în greacă a fost adăugat la Matei 28 cu 19 în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. De altfel, el zice că acolo ar fi fost doar în numele Fiului. Păi poate să zică că de orice text din Biblie așa da. pare mi se, că Interesant bine că de el dă autoritate Biblie, dar a apoi o întoarce lucrurile Lucrurile diferite. care nu-i convin, încearcă da. să le zică că au fost... De da, doamnă, el zicând că a avut o chemare ca lui Moise. Deci Dumnezeu personal i-a vorbit, ține minte data, ziua da. și asta e explicația lui. Um, cât de bună sau periculoasă este învățătura care o transmite el. E bine ca să asculte credincioșii predicile lui, sau ar fi bine să ne ferim de acestea? Evident, învățătura care o duce, el este o erezie. Vorbeam cu fiul nostru mai mic, zic interesant că și Branham, zice că a avut o chemare specială, deci, mm -hmm. într-un fel, a avut două chemări, una în 1933 când a fost chemat la să fac mari vindecări și apoi în 7 mai 1946 când a fost chemat ca proroc prorocul Ilie da, cum spune mm -hmm. el și vorbeam că de fapt cele mai mari erezii deci fondatorii lor au avut descoperiri cum spune ei, ești. Așa a fost cu Muhammad, așa a fost cu Mun, așa a fost cu Branham, așa este și cu Eva Ei zic, cineva da. li s-a arătat, un înger da. și așa și mai nu departe, e Da, și nu e exclus. Nu exclus. Biblia spune că și Satan se poate preface în înger de lumină. Da, da, deci nu e exclus, posibil. Deci, pentru că nu s-au ținut de învățătură sănătoasă, de altfel la Galateni Apostolul Pavel zice, chiar dacă eu sau un înger ar veni, ar veni să vă aduc o altă evanghelie decât cea care ați primit-o, să fie anatema. Deci nu e exclus. Avem cuvântul lui Dumnezeu și dacă ceea ce un înger ar veni să ne spună nu se potrivește cuvântul lui Dumnezeu, nu acceptăm. Nu trebuie să acceptăm nici într-un caz. Da? da, și e foarte periculoasă învățătura fiindcă lovește în ceea ce e mai important în învățătura creștină, în persoana lui Dumnezeu. În Sfânta Trăime. Deci, cine este tatăl, fiul și Duhul Sfânt. Deci, ca și creștini, trebuie să fim foarte atenți la lucrurile care le uh, ascultăm și le privim. Acum suntem în uh, secolul care foarte ușor putem privi la, orice. Oricine are acces oricine la, la, la uh, mass media și trebuie să fim foarte atenți. Dragi spectatori, să luăm seama la această învățătură și, după cum am văzut, este o erezie. Nu trebuie să o acceptăm nici într-un caz și să ne ferim, să cercetăm bine lucrurile. Dar ce i-ați sfătui pe cei care sunt confuși din ac cauza acestor învățături? Deci, învățătura cu privire la Sfânta Trăimii este foarte dificilă. Cineva a spus că dacă cineva încearcă să înțeleagă 100% această învățătură, poate să ajungă să-și iasă de minți. Nu-i dau nu, nu autoritate, dar a doua parte spun, dar cine o neagă, își pierde mântuirea. De deci, aceea e foarte important, cum am spus, deci orice, chiar un înger, dacă ar veni să ne vorbească, comparăm cu scripturile. Dacă să putem compara, trebuie să cunoaștem scripturile. Deci ceea ce eu îndemn pe fiecare. Deci puneți prioritate în viața voastră. Deci să-și pună fiecare prioritate, studiezi Cuvântul lui Dumnezeu. Și avem materiale foarte bune. De exemplu, avem materiale de studiu biblic inductiv. Eu aici am ales, deci Dumnezeu le există. Foarte bine. Arată personalitatea Domnului Isus în relație cu Tatăl și lucrarea Duhului Sfânt. Foarte bine arată trinitatea. În cartea Coloseni, la fel. Deci accent spun persoana Domnului Isus, dar învățând despre persoana Domnului Isus, este evident și persoana Tatălui și a Duhului Sfânt. La fel acum recent a ieșit și manualul 1 Ioan, 1 3 2 3 Ioan. Tot un curs în care uh, accent spune pe persoana uh, fiului, dar din nou iese și persoana tatălui, Duhul Sfânt. studiu asupra la romani, în trei părți avem. Deci cred că astea sunt uh, studiile care, uh, în care se descoperă mai bine persoana Domnului Isus. Și la fel pot să recomand să studieze cărțile profetice, în special Daniel și Apocalipsa. Ca să înțeleagă, ca mai, să bine înțeleagă mai bine relația fiindcă, dintre tatăl da, și fiul. Cele mai multe erezii, deci ei duc pe oameni în Apocalipsa, în profeții. Unde oamenii nu cunosc și se pierd. Fiindcă am ascultat multe predici de a lui Evald Frank, și nu poți spune că 100% e greșit ce vorbește. Da, sunt lucruri și lucruri buni. Dar... Până la urmă nici o travă pentru orozător, pentru guzgani Nu e nu 100%, e 100 o travă. Da? 97 este o mâncare bună și doar 3% este A, o travă. Așa sunt și predicile astea. Deci dacă studiezi scripturile, atunci ești protejat numai de învățătura lui Evald Frank de orice învățătură falsă. Apropo, când ascultam predicile lui, la un moment dat, dă autoritate lui Muhammed. Zice, însă și Muhammed când a auzit că uh, Dumnezeu are un fiu, întrebarea lui a fost, dar cine mama? Mm -hmm. Deci m-am mirat foarte Argumente da. prin... Că de fapt în predicile lui foarte mult atac predicatori, evangeliști care învață despre Trinitate. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră Toma și pentru o explicație atât de clară, cred eu, va fi ușor să înțeleagă orice telespectator care ne privește acum. Și vă mai așteptăm la emisiunile Mulțumesc. noastre. Ia, dragi telespectatori, nu uitați să distribuiți aceste emisiuni. Dacă nu sunteți încă abonați la canalul nostru de YouTube, vă invităm să vă abonați chiar acum și să scriți un comentariu. Te dorit comentariul să fie de zidire și să nu lăsăm comentarii care doar aduc amărăciune pentru alții care le citesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze și mila, harul și pacea lui să fie cu fiecare dintre noi.